Bine v-am găsit! Începând astăzi, vă invit să vizionați un serial de televiziune unic și foarte incitant. În peste 50 de episoade, alături de invitatul meu permanent, domnul profesor dr. Mihai Popescu, dar și de alți cercetători avizați, vă propunem să parcurgem într-o succesiune cronologică toată istoria getodacilor, ca să o facem limpede pentru toată lumea. Este singurul demers de acest fel din România și vă asigur că veți afla lucruri deosebit de interesante. În episodul de astăzi ne propunem să lămurim două lucruri. Cine au fost getodacii și dacă noi chiar suntem urmașii lor din punct de vedere biologic, cultural și spiritual. Domnule profesor, se știe din istorie că getodacii fac parte din marea familie a indo-europenilor. Cu siguranță, cei mai mulți respectatori nu știu prea multe despre indo-europeni, nu știu cine sunt aceștia. Ajutați-ne să înțelegem. Pentru a explica asemănările izbitoare dintre limbile vorbite în Europa și Asia, lingviștii au creat un model teoretic, un fel de Big Bang, spunând că a existat o limbă primordială numită limba indo-europeană. Ea a fost în oralitate, nu a avut texte scrise, dar a dat naștere prin evoluție limbilor moderne sau limbilor antice și apoi limbilor moderne. Arheologii și antropologii au preluat acest model lingvistic și au vorbit de o populație, de o comunitate, de o comunitate de oameni pe care au numit-o indo-europeni și au aici au găsit trăsături etnice, tradiționale, religioase, culturale, de toate felurile. În arhitectură, în îmbrăcăminte, toate detalii. Vatra primară a acestui popor ar fi fost zona nord-pontică, cam între Carpați și Urali. Iar vatra secundară ar fi fost Europa centrală și de est, inclusiv peninsula balcanică. De aici au existat mai multe roiri, cel puțin trei sunt dovedite arheologic. În Europa și Asia. Cam în jurul anilor 4300, 3300 și 2800 au fost mari roiri. Aceste populații, evident, au întâlnit aici populații locale, dar ele au adus carul, roata și animalele domestice. Ținând cont de faptul că marile culturi neolice de pe teritoriul României, Cucuteni, Gumelnița, Hamangia, Boian, și-au cam încheiat traseul în istorie, cam în perioada în care se spune că au venit indo-europenii, s-ar putea crede că aceste populații au fost anihilate, au fost ucise și au dispărut din istorie. Care este adevărul? Ce s-a întâmplat la interacțiunea dintre indo-europeni și băștinașii, populațiile pașnice care locuiau în jurul arcului carpatic? Indo-europenii erau puțin mai agresivi pentru că erau vânători și crescători de animale, dar au conviețuit timp de sute de ani, poate chiar peste 1000 de ani, împreună cu populațiile locale care erau mai degrabă culegătorii de fructe, de rădăcini și de alte părți ale plantelor. Dacă vorbim despre populația cucuteniană sau altă, sunt populații care cultivă... Dar alimentația lor era mai degrabă o alimentație... Populația cucuteniană are și culturi agricole. Deci a cultivat viță de vie, cereale, pomi fructiferi, are animale domestice, sunt populații care s-au dezvoltat foarte mult în acest sens. Deci până la urmă, cu siguranță vorbim despre o simbioză, vorbim despre un amestec. O împletire și o preluare a unor elemente de la localnici către ceilalți și o ducere mai departe a existenței. Sigur, acum... telespectatorii s-ar întreba dacă avem dovezi ale acestei împletiri sau ale continuității existenței biologice a populațiilor neolitice. Și trebuie să le spun că avem. Avem un studiu de paleogenetică, da, pe care chiar vreau să-l semnalez acum pentru cei care nu îl cunosc. Este o confirmare remarcabilă a faptului că populațiile străvechi nu au dispărut și că nu au fost anihilate.
și că au continuat să existe amestecându-se cu indo-europenii. În anul 2015, în cadrul expoziției Radiografia unei lumi dispărute, care a fost prezentată și a funcționat o perioadă consistentă de timp la Muzeul Național de Istorie, o expoziție dedicată culturii neolitice Gumelnița, s-a prezentat și un studiu de paleogenetică excepțional, care ne aduce niște dovezi incredibile despre această continuitate. Pentru mai puțin de un minut, vă invit să urmăriți un fragment dintr-un film de scurtmetraj documentar pe care l-am realizat și care se numește 6 milenii de continuitate. Potrivit specialiștilor, studiile paleogenetice efectuate pe un lot reprezentativ de schelete provenite din necropole aparținând comunităților Boian și Gumelnița au relevat faptul că aceste populații sunt foarte apropiate genetic de populația contemporană din România, comparativ cu alte populații din Europa sau Asia. Mai mult decât atât, conform ziarului Evenimentul Zilei, la deschiderea expoziției, directorul muzeului Ernest Oberlander Târnoveanu a spus: prin venele multora dintre dumneavoastră curge sângele acelor oameni. Această descoperire este cu siguranță remarcabilă, pentru că, alături de o continuitate culturală de mai multe mii de ani, românii își pot dovedi și o continuitate genetică de peste 6 milenii. Așadar, dragi telespectatori, vorbim despre o continuitate biologică de 6.000 de ani. Dovezile prezentate în acest studiu ne arată că populațiile din culturile Boian și Gumelnița nu au dispărut, că ele au continuat să existe, să urmașii lor în amestec cu indo-europeni au fost prezenți în perioada getodacică și au ajuns până la noi aceste gene, așa cum reiese din studiul de paleogenetică, românii fiind populația cea mai apropiată din punct de vedere genetic de acele populații străvechi de acum 6.000 de ani. Domnule Popescu, știți că mai există încă un studiu de paleogenetică realizat de domnul Alexander Rodewald, Dumnezeu să-l odihnească pentru că a plecat dintre noi, și doamna Georgeta Cardoș, un studiu paleogenetic de asemenea foarte important. Spuneți-ne ceva despre acest studiu, completez și eu, pentru că este de asemenea foarte important. Doamna Georgeta Cardoș a făcut o lucrare de doctorat la acest institut din Germania. În Hamburg, Germania. Da. Și rezultatele au fost uimitoare, ele au fost și publicate într-o carte care a constituit o noutate pentru cercetarea românească în domeniu. Am avut onoarea să îi ascultăm pe cei doi la congresele. Și eu am avut în emisiune. Da, au fost invitații emisiunii dumneavoastră, dar au fost și la congresele de dacologie și și-au prezentat în detaliu. Deci ele în esență, spun eu care este rezultatul cercetării. Vorbim despre un studiu foarte complex pe un număr foarte mare de rămășițe osoase din perioada epocii bronzului și epocii fierului. Deci vorbim despre o perioadă cuprinsă între acum 2700 de ani și în urmă cu 4500 de ani. Acele rămășițe osoase luate din aproximativ 20 de situri arheologice pe teritoriul României au fost analizate cu metodele cele mai moderne. Timp de 2 ani a fost realizat acest studiu, iar rezultatele obținute au fost comparate cu situația genetică a populațiilor europene, inclusiv populația României. Rezultatul este cât se poate de limpede și dovedește și pe această linie o continuitate biologică în populația actuală a României a oamenilor care au trăit pe acest teritoriu în urmă cu 3.000, 4.000 de ani, 4.500 de ani. Deci, iată, sunt două studii de paleogenetică, singure din câte știu eu, care au analizat o astfel de înrudire îndepărtată și care dovedesc o continuitate multimilenară pe acest teritoriu din punct de vedere biologic pentru români. Trecând acum peste aceste două studii, vreau să vă întreb din punct de vedere al izvoarelor istorice. De când se poate vorbi despre traci, geți, daci, conform izvoarelor istorice antice? A existat o perioadă intermediară a pelasiilor, o populație anterioară și înaintașă a tracilor, care este foarte prezentă în Iliada lui Homer și în poezia veche greacă, chiar într-o piesă a lui Sofocle.
Mai târziu, ștafeta este preluată de traci, de la pelagi. De pelagii sunt întâlniți de greci atunci când au venit în secolul XVI. Vom vorbi despre subiectul pelagi într-un alt episod. Da? Și tracii ajung să fie prezenți în tragediile grecești, la Sofocle și la Eschil. Și, bineînțeles, Herodot, primul mare istoric, părintele istoriei, vorbește și despre traci ca neam mare, al doilea după neamul inzilor, și vorbește foarte mult despre geți, vorbind chiar despre categorii de geți, masa geți, tira geți și geții carpatice sau pontice. Iar despre daci, cu numele dac? Numele dac apare ceva mai târziu, efectiv numele apare de-abia în secolul 1 înainte de Hristos, în celebra carte de Bello Dacico a lui Cezar, în care se referă la acțiunile militare ale dacilor alături de germani. Și acum, dacă aș relua această întrebare, cine au fost getodacii, ce am putea spune? Că sunt o simbioză între indo-europeni și populațiile neolitice autohtone? Aceasta ar fi o definiție corectă? Asta ar fi corectă? O explicație diacronică, dar au fost strămoșii noștri, au preluat trăsături de la toate populațiile venite și care au trecut prin această zonă, au fost numeroase valuri de migrații, nu numai roirile indo-europene. Nu mă refer la ce s-a întâmplat după getodaci până în zilele noastre, mă refer la populația getodacică din anul zero, să-i spunem. O putem considera rezultatul roirilor indo-europene în combinație cu populațiile neolitice din epoca preistorică de pe teritoriul României? Modelul teoretic, izvoarele istorice și dovezile arheologice concordă foarte clar că a existat o filiație evidentă de la indo-europeni la pelagi, la traci și la getodaci. Avem dovezi ale continuității culturale și spirituale? Știu că dumneavoastră a semnat la un moment dat un citat din Dimitrie Cantemir. Când a trăit Dimitrie Cantemir și ce a spus? Dovezile încep de la Iliada lui Homer, în toate izvoarele grecești, romane, bizantine. Nu, eu vorbesc despre continuitatea românească. Dacă noi astăzi avem dovezi că suntem urmașii getodacilor, în primul rând, dincolo de toate celelalte influențe care au existat fără nicio îndoială. Da, un contemporan de-a lui Cantemir, Carolus Lundius, vorbește despre această continuitate, vorbind despre geții din peninsula scandinavă. Cantemir spune așa: altminteri, norodul și la noi în Moldova, ca și în alte țări pe care știința nu le-a luminat încă, e foarte plecat spre eres și încă nu s-a curățat de săvârșit de necurăția cea veche, încât se mai închină și acum în poezii și cântece la nunți, în gropăciuni și alte întâmplări știute, la câțiva zei necunoscuți care se vede că se trag din idolii cei vechi ai Daciei, ai dacilor. Aceste observații ale lui Dimitrie Cantemir au constituit o temelie pe care cercetările ulterioare în literatura rusă și în literatura română au pornit și s-au dezvoltat. Deci, iată, pe vremea lui Cantemir încă se vorbea despre anumiți zei ai dacilor care erau vii în conștiința populației. Da, doar că erau într-un fel îmbrăcați într-o haină creștină. Eu zic că poate unul dintre cele mai convingătoare argumente ale continuității spirituale de la getodaci până la noi sunt în luna noiembrie zilele în care și astăzi sunt sărbători ale lupului, care culminează cu ziua Sfântului Andrei, numit în tradiția populară și Apostolul Lupilor. Ce ne puteți spune despre acest aspect? Este o perioadă care începe în noiembrie și se termină în primăvară. Este și sărbătoarea Filipilor de toamnă, Ignatul, toate se ajunge până la Babe, la perioadele, deci anul nou dacic, toate aceste sărbători
au fost, nu au fost înlăturate, pentru că era foarte greu să fie înlăturate, dar au fost asimilate într-un fel și adaptate ritualurilor creștine, tocmai pentru a se păstra și pentru a atrage populația în acest sens. În acest sens, profesorul universitar Ion Ghinoiu, membru corespondent al Academiei Române și probabil cel mai mare etnolog român în viață, spune un lucru foarte semnificativ pe care îl citesc ca mesajul să fie foarte clar. Citesc ce spune profesorul Ion Ghinoiu. Părinții bisericii creștine, dorind să înlăture din conștiința credincioșilor vechile tradiții păgâne, au suprapus ziua de praznică a Sfântului Andrei peste o sărbătoare mult mai veche, getodacă, legată de cultul lupului. Populația a asimilat Sfântul creștin, propovăduitorul creștinismului, în ținuturile de la Dunărea de Jos, dar i-au pus în spate și unele din atribuțiile zeului uzurpat. Cât se poate de limpede și această realitate pe care o subliniază profesorul Ion Ghinoiu. Dacă ar fi să punctăm, dar doar să le amintim, ce alte sărbători păstrate de la getodaci încă avem astăzi? Dragobetele, sânzienele, enorm de multe, dar însemna aproape lună de lună în calendarul actual bisericesc să luăm și să descoperim. Amintesc că Ion Ghinoiu spune despre Crăciun că este un zeu solar indo-european. Până la urmă, biserica sărbătorește în biserică nașterea Mântuitorului, iar în afară oamenii sărbătoresc tradiția Crăciunului, care nu are aceea populară nicio treabă cu Biblia sau cu creștinismul. Istoricul Dan Oltean spunea un lucru foarte interesant, și anume că în tradiția creștin-ortodoxă descoperim astăzi multe urme ale zalmoxianismului și ale sărbătorilor așa zis păgâne și credințelor din vremea getodacilor, ceea ce este un lucru extraordinar de interesant. Este clar că găsim foarte multe elemente de spiritualitate astăzi în tradiția noastră care au rădăcinile în cultura getodacică. Nu mai vreau să continuăm acum pe acest subiect pentru că lucrurile sunt clare. Ceea ce este de asemenea interesant este faptul că portul popular se păstrează extraordinar de apropiat de portul dacilor de pe Columnă. Iar povestea lui Badea Cârțean, pe care vă invit să ne o relatați, este atât de plină de semnificații încât aproape că nici nu mai trebuie să discutăm altceva după ce o spunem. Pe la 1899, Badea Cârțean, un țăran din satul Cârța de la Poalele Făgărașului în Ardeal, a pornit spre Roma încercând să-și găsească originile. Și a ajuns la soclu, la picioarele Columnei, și având hotelul rezervat, s-a culcat și a pus șuba și s-a culcat. El era cioban de profesie. Și a doua zi, ziarele italiene au avut titluri mari, a coborât un dac de pe Columnă. Niciun ziar din Italia din acea vreme nu a spus a coborât un roman de pe Columnă, pentru că el avea opinci, avea hainele aproape identice cu cele existente pe Columnă. Și ironia este că Badea Cârțean a plecat în Italia ca să-și descopere originile latine. Și când a venit înapoi, s-au luat foarte multe interviuri, el a fost plimbat prin Roma de scriitorul Duiliu Zamfirescu, ambasadorul majestății sale Carol I la Roma, dar când s-a întors a spus, am plecat roman și m-am întors dac. Este, cred, mai convingător de atât, nu cred că se poate. Da, îmi spuneați de asemenea că e și acesta un aspect care trebuie punctat în această emisiune ca un argument foarte solid, că în munții Athos, la muntele Athos, așa, există de asemenea niște lucruri care marchează prezența... Da, majoritatea portretelor domnitorilor români care au fost donatori, dăruitori, aproape în toate mănăstirile de pe muntele Athos, sunt însoțite de o legendă. Câteodată legenda este scrisă în greacă, câteodată este în limba slavă, dar se spune că sunt igumeni ai Daciei.
Deci asta despre majoritate. Am întâlnit și eu, portetele se pot studia. Același lucru spun de fapt și izvoarele occidentale. Ștefan cel Mare era numit în arhivele Veneției rege al Daciei, Vlad Țepeș și Ioan de Hunedoara erau numiți regi ai Daciei, Ioan de Hunedoara era numit și Ioan Getul. Mai târziu, Mihai Viteazul va fi numit restitutor Dacie de către admiratori și Malus Dacus, Dacul cel Rău, de către adversari. Eu zic că toate acestea sunt lucruri cât se poate de convingătoare ale faptului că nu doar pentru localnici, dar și în percepția europeană, locuitorii de pe aceste teritorii erau percepuți ca fiind getodaci. Până acum, dacă ar fi să tragem o linie la ce am discutat în acest episod, avem dovezi ale continuității biologice prin studiile de paleogenetică, avem dovezi ale continuității prin spirituale, prin tradiții și credințele care s-au păstrat încă, iată ca o paranteză, chiar și în aceste zile, conform relatărilor din zona munților Orăștiei, avem păstrată la localnicii care trăiesc acolo, în vârful de munte, credința că dacă un copil este bolnav și îi se dă lapte cu ajutorul unei tigve, dintr-un craniu de lup, care este folosit ca recipient prin intermediul căruia laptele ajunge în gura copilului, există credința că copilul se va vindeca de boli. Ceea ce... Amprenta benefică a totemului. Iată un element care este clar că ne vine de acolo. Dar avem și continuitatea prin simboluri. Într-o lucrare de doctorat realizată de doamna Loredana Gașpar, lector universitar la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, domnia sa face o analiză a continuității simbolice din cultura cucuteni, tricând prin cultura getodacică și ajungând până în zilele noastre. Sunt o serie de simboluri care se păstrează, sigur, într-o formă puțin diferită, din perioada cucuteniană de acum 6.000 de ani, 7.000 de ani, până la noi, trecând prin cultura getodacică. Avem simbolul compromis astăzi al svasticii, simbol solar. Solar și al prosperității. Da, care apare în cultura Vincea, acum 7500 de ani pe teritoriul României, apare în cultura cucuteni, acum peste 6000 de ani, apare în perioada getodacică, pe ceramica getodacică, apare în Evul Mediu. Una dintre soții lui Ștefan cel Mare, Maria de Mangop, pe mormântul ei apare svastica. Și o regăsim în motivele populare din România până în perioada comunistă. Învățătoarea mamei mele a venit acasă și a spus mamei să desfacă de pe costumele pe care le avea svastica, pe care învățătoarea o predase ca element de lucru manual. Da, pentru elevilor. Că nu mai era permisă. Da, iar exista un risc să fie descoperită, da. Și pentru așa ceva puteai să... Acum, pentru că suntem la finalul acestui episod, vreau să trag niște concluzii pentru telespectatori, ca să rămână niște idei esențiale ca și rezultat al discuțiilor noastre. 1. Getodacii sunt expresia unei simbioze realizate între indo-europeni și populațiile băștinașe din jurul arcului carpatic. 2. Două studii de paleogenetică dovedesc pentru românii de astăzi o continuitate biologică multimilenară pe teritoriul actualei României. 3. Sărbătorile, portul tradițional și simbolistic a românilor de astăzi, dovedesc o continuitate culturală și spirituală la fel de clară. Prin urmare, principalele rădăcini ale românilor de astăzi sunt cele getodacice, chiar dacă, așa cum spuneam, există și alte influențe incontestabile de-a lungul timpului. Acestea fiind spuse, domnule profesor, ne oprim aici cu acest prim episod și invităm pe cei care ne urmăresc să fie alături de noi, pentru că îi așteaptă multe alte episoade în care căutăm să lămurim cu adevărat istoria getodacilor. Toate cele bune, pe curând!